Ziua 408. Astăzi vine o mulțime de actualizări din regiunea Donetsk. Aici, după recentul val masiv de asalturi de-a lungul întregului frontul Avdiivkei, rușii și-au degradat forțele până la punctul în care anumite poziții au devenit foarte slabe. Ucrainenii au profitat de situație și au început să recucerească unele dintre cele mai importante rețele de tranșee de pe acest front. Ultima dată v-am spus că un batalion rus de asalt din Brigada 5-a a fost practic distrus în atacuri sinucigașe în Vodiane și că rata lor de supraviețuire a fost de 11%. V-am mai spus că forțele ruse au început să întărească această regiune cu soldați noi mobilizați care nu sunt specializați în asalturi. Cele mai noi rapoarte indică faptul că forțele ucrainene au profitat de capacitatea redusă ale formațiunilor rusesc la sudul Avdiivkei și au condus un contraatac. Există două rețele importante de tranșee între Vodiane și Siverne, iar fiecare dintre ele este situată pe un deal. Rușii au stabilit controlul asupra unuia dintre ele cu ceva timp în urmă, dar a doua poziție s-a dovedit a fi prea puternică. Ultimele filmări arată că ucrainenii din Brigada 36 au folosit artileria pe linia de copaci de lângă Vodiane și apoi au luat cu asalt punctul forte și au stabilit controlul total asupra tranșeelor. Controlul sporit asupra terenului înălțat a permis ucrainenilor să-și îmbunătățească poziția tactică în mod semnificativ. Eșecul rus de a ocupa aceste poziții complică toate planurile lor pentru această direcție și risipește speranțele în a încercui Avdiivka. Între timp, după luni de lupte de infanterie pe câmpurile dintre Pevomaiske și Nevelske, forțele ruse au decis să lanseze mai multe atacuri cu tancuri. Aceasta a fost singura zonă din jurul Avdiivkei în care rușii nu încercase încă un atac greu în timpul acest nou val de acțiuni ofensive. Din nefericire pentru ruși, ei nu și-au atins obiectivele. Imaginile de luptă arată că primul atac a fost oprit de artilerie, iar filmările recente prezintă o altă încercare de a împinge ucrainenii din Nevesle. Totuși, de data aceasta, Brigada 59 ucraineană pare să fie adaptat situație și au adus mai multe ATGM-uri în acest sector. De data aceasta, ucrainenii le-au permis rușilor să se apropie mult mai mult, așa că atunci când ucrainenii au deschis focul, tancurile ruse nu au reușit să se retragă. Când vine vorba de partea de nord a regiunii, aici ucrainenii au mai făcut un contraatac. Purtătorul de cuvânt al grupului de forță Tavrisk a raportat pe 3 martie că brigada 200 separată motorizată rusă s-a retras din zona Avdiivkei pentru recuperare. Ucrainenii au profitat și de această situație și au atacat pozițiile ruse din Novoselivske. Soldații ucraineni din Brigada 71 de vânătoare au spus că au desfășurat o curățare a acestor tranșee atât de repede încât artileria rusă nu a reușit să țintească la timp și trecea constant în tranșele deja curățate din spatele lor. O astfel de mișcare urmărește să submineze poziția tactică rusă în Novobahmutivska, deoarece aceste tranșee sunt situate pe un deal la 90 de metri deasupra Novovasilivkei și a liniilor de comunicație ruse. În zona Krasnohorivkei, operatorii ucraineni de drone din Brigada 110 mecanizată au continuat să distrugă forțele ruse în tranșeele din fața Avdiivkei. Imaginile de luptă lansate recent indică faptul că au curățat cel puțin 5 adăposturi. Deoarece multe sectoare ale liniei frontului Avdiivkei sunt inactive, unde rușii practic doar stau în tranșee, era prea multă muncă pentru doar un detașament de drone. Acesta este parțial motivul pentru care ucrainenii au mutat faimosul batalion de drone Maidar's Birds. Cine urmărește, sigur au văzut filmări cu el, e tipul care tot strigă jaga jaga la fiecare explozie. Asemenea, știrea a avut un efect negativ asupra muralului trupelor ruse. Se pare că jaga jaga fobia nu e o glumă, motiv pentru care rușii chiar au lansat o operațiune de informare și au circulat știri false că Maidar a fost ucis, până ce a apărut un videoclip în care cineva îl întreabă pe Maidar dacă e în viață și el răspunde pozitiv. Dovadă clară pentru ruși că evreii naziști din Ucraina practică necromanție. Cadavrul Maidar a continuat să lanseze o mulțime de videoclipuri cu operațiuni de succes cu drone. Un videoclip m-a impresionat și pe mine, în care arată cum operatori de drone au identificat un echipaj de mortier rus și odată ce echipajul a intrat în casă, au zburat cu drona prin ușă și au aruncat-o în aer. Jaga, jaga! Să rezumăm, în urma unei campanii ofensive scurtă, dar foarte costisitoare, forțele ruse s-au degradat până la punctul în care au început să lupte doar pentru a păstra pozițiile capturate anterior, ceea ce a permis evreilor năzești din Ucraina să recupereze tranșee semnificative din punct de vedere tactic de pe dealuri, iar operatorii de drone din Ucraina continuă să provoace daune semnificative trupelor ruse pe linia frontului, datorită necromanției. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta.
Sper să ne auzim și mâine să menținem necromanția!